Mii de minore devin anual mame. România este printre țările fruntașe în ce privește numărul tinerelor care nasc înainte de vârsta majoratului. Cele mai multe provin din familii sărace, fără acces la educație sau servicii medicale. Cum arată datele unui raport Salvați Copiii, știe colega mea Cristina Filip. Cristina, bună seara! Ce ne spun cifrele? Bună seara, Andreea. Cifrele ne arată o situație extrem de îngrijorătoare, mai ales în comunitățile din mediul rural. De altfel, sarcina în rândul mamelor care încă nu au împlinit 18 ani este o problemă răspândită în întreaga lume, nu doar în țara noastră. Iată, datele ne arată că doar în anul 2020, în România, aproape 16.500 de minore au devenit mame, dintre ele aproape 400 doar în capitală. Cele mai multe nașteri în rândul fetelor care nu au împlinit 18 ani au fost în Mureș, 871. Topul este completat de județele Dolj cu 723, Brașov cu 695 și Iași cu 656. La polul opus, cu cele mai puține mame minore, sunt județele Caraș-Severin cu 220, Brăila și Mehedinți cu 213, Gorj și Tulcea cu 190, respectiv 175. Mai îngrijorător este însă faptul că vârsta medie în rândul minorelor care dau naștere primului copil este de 16 ani, iar la cea de-a doua naștere, vârsta medie este de 18 ani. Cu toate acestea, sunt foarte multe tinere care au deja 5 copii și nu au împlinit încă vârsta de 23 de ani. De asemenea, un alt aspect care ar trebui să ne îngrijoreze este faptul că în mai bine de 70% dintre cazuri în aceste familii cu mame minore, singura sursă de venit este alocația celor mici.